Bună dimineața, bună dimineața! Am promis normalitatea și normalitatea s-a întors. Bună dimineața, Georgi! Asta e normalitatea, nu? Asta este normalitatea, așa văd eu normalitatea. Neața, Georgi! Ce faci? Cum ți-a fost vacanța? Uite că noi n-am apucat să povestim. Noi n-am apucat să vorbim. Liniște. Asta sub semnul liniștii. Ai plecat pe undeva? Te-ai încumetat? M-am încumetat, dar m-am întors repede. Adică mi-a trecut foarte repede. M-am întors, cred că am plecat vineri, m-am întors sâmbătă, când nu se întorcea nimeni. Perfect. Numai nu luni. No, cine s-a întors luni, că a plâns pe toate autostrăzile din România. Absolut, absolut. Inclusiv pe Piteș-București s-a stat. Exact. Foarte mult. Nu, chiar recomand Valea Prahovei cândva că nu pleacă nimeni. Imaginează-ți doar Valea Prahovei, de fapt de la Predeal până la București într-o oră 50. Spectaculos. Este de-a dreptul șocant. Imaginează-ți Slatina București 6 ore. Nu, am fost cu elicopterul, iau că mă întreabă șocați colegii din regie. Nici nu am fost cu bicicleta. Tu cred că ai fost în not. Foarte aglomerat. Extraordinar. Și Craiova, și Express, uite că vorbesc cu Cristi acum 7 ore, da, s-a mai adăugat o oră pe Express, da, cam asta a fost. Doamne, aventura. În timp ce Georgia mergea cu spatele, eu cred că mergeam cu Ferrariul. Da, cine știe ce super putere o să mai descoperim dacă plecăm mai devreme. Aha, există și cineva în cască în această dimineață care se amintește să te bucuri de ultimele zile de dovadă, nu? Știi, eu n-am aruncat această bombiță. N-ai da. Aruncat? Mă bucur, da, mă bucur. Bucurați-vă de permis cât îl aveți. Da, mai mult n-o să zic, trageți concluziile pe care doriți noastră să le trageți. Care din noi a rămas fără permis? Asta e întrebarea zilei. Oare cine? Dar lăsăm această întrebare. Hai să se uite lumea un pic la fețele amândurora când vorbim despre asta. Cine a rămas? E bine, a cooperat Lucian Maxim cu noi în dimineața. Unii sunt triști că n-au permis, alții sunt bucuroși că joacă tenis. Și că se îndrăgostesc. Și că se și îndrăgostesc după ce că li se permite din nou să joace tenis. Și normal că vorbim despre cea mai titrată tenismena româncă, Simona Halep. Pare a apărut soarele pe strada ei după ce Simona a putut să se reîntoarcă pe terenul de tenis. Acum există speculații cum că sportiva ar avea parte și de o nouă iubire. Haideți să aflăm despre ce e vorba. Ne bucurăm pentru Simona. Absolut. Așa că ne tot bucurăm pentru Simona, de fapt, pentru că ne-am bucurat când s-a întors pe terenul de tenis. Acum ne bucurăm și pentru viața povestea privată. Povestea de iubire. Acum să vedem că, știi, pentru un sportiv de performanță, latura sentimentală pică în plan secund. Mai greu să fii la același nivel de implicare și colo și colo. Mie mi se pare că sunt și sportivi în lumea asta care le pun cumva pe planuri paralele. Eu cred că și depinde mult și de cumva partenerul pe care îl au. Și de înțelegere, de disponibilitate. Dacă partenerul e dispus să facă niște compromisuri, să sacrifice puțin din timp împreună și să înțeleagă poate 3 antrenamente pe zi. Da. Nu e de aici, de acolo. Dar următoarea știre este cât se poate de controversată. O fi, n-o fi, adevărat? O fi, n-o fi, adevărat? Nu știu dacă ar fi avut voie să iasă în lumina reflectoarelor, dar... Nu știu despre cine e vorba exact, pentru că a fost o surpriză și pentru mine și cred că o să fie pentru toată lumea. Aflăm. Dacă ați auzit sau n-ați auzit de Alia Roza, aflați în această dimineață, pentru că nici noi până acum nu știam cine este aceasta. De curând a ieșit în lumina reflectoarelor și și-a dezvăluit identitatea. Și dacă voi credeți că poveștile cu spion sunt ficțiuni, existența Aliei dovedește contrariul. Deci, ai avea voie, fiind fost spion KGB, să ieși în presă și să spui, știți, eu am fost spion. Cam am fost, am fost și eu. Da, nu știu, e un pic ciudat și un pic risky, dacă mă întreb pe mine. Mie mi se pare riscant să ieși. Cine i-o fi dat o astfel de derogare? Să nu uităm că la vârsta ei de 18 ani, când chiar ea se presupune că a declarat, nu? Că, da, că Putin a intrat în, urca a intrat la putere. Armată, uh-huh. În armata rusească, în cadrul armatei, era tot Putin la putere. Ei bine, ar trebui să se mai uite cine e și acum. Da. Noul președinte al Rusiei este fostul președinte al Rusiei. Acum stai așa, dacă a avut parte doar de pregătirea militară și nu a plecat în misiuni. Pite, cum a fost spion? Spionii au misiuni, de asemenea. Adică poate a fost spion rus. A vrut să fie. Și ei au vrut să fie și ea a vrut să fie, dar n-a mai fost. E, uite, rămâne în continuare un mister. Nu știm totul despre Alia Rosa până acum 10... Ce 10? Pardon, până acum 3 minute nu știam și nici măcar cine este nu Alia Rosa. Nu e numele ei. Nu, no, absolut, este un numele de cod. Alia Rosa. Dacă vrei. Hai să fim serioși. Nu, no, era Vrabia Roșie. A, Vrabia Roșie. Păi asta înseamnă. E, deci, da, nu știu asta ce este să zic. E, eu mă întreb ce nume de cod ar avea Ana Maria Prodan.
Dacă am vorbit despre spioni ruși până cu câteva secunde, ce nume ar avea de cod? Vipera. Au, au. Da, dar acum Black Widow este luat de Black Widow, da. Black Mamba. Black. Oh, hey. Și asta a mai fost luat, dar în orice caz, până îi găsim numele de cod, Ana Maria Prodan a pregătit o pomană de lux pentru mama sa, Ionela Prodan. Când a venit vorba despre pachetele împărțite pentru sufletul mamei sale, Ana Maria Prodan nu s-a uitat la bani. Mergem într-o zonă culinară de data aceasta. Voiam să zic o chestie. Dacă asta este Black Widow de România, Ana Maria Prodan, da. Am putea să-i spunem văduva neagră. Așa. A României. Putem să-i spunem și Scarlett Johansson de România. Pentru că Scarlett Johansson o joacă pe văduva neagră în celebra producție. Exact. Uh-huh. În filmele cu supereroi. E decizia ta să faci această comparație. Decizia mea e să merg în zona gastronomiei. Îți place. Întotdeauna binevenită tu, Giulia, în zona gastronomiei. Și mai ales că vorbim despre o zonă culinară preferată de amândoi. De toți, da. Cred că de noi doi și mulți, mulți alții. Iată că mândria italienilor atunci când vine vorba de gastronomia din peninsulă nu are margini și când o lume întreagă a împrumutat rețete și nu respectă strict tradiția și obiceiurile, italienii contraatac. Frumos. Sunt de acord. Singurul lucru pe care, cu tot ce s-a spus până în acest moment, singurul lucru pe care îl fac împotriva voinței italienilor, nu fierb pastele al dente. Nu suport pastele al dente. Care e cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o față de gastronomia? Nu fierb pastele al dente. Atât? Da, altfel, ce nu știu, n-ai rupt, niciodată spaghetele. Știi care direct a fost cea mai mare prostie pe care am făcut-o? Și îmi place să le și amestec așa pe măsroce ele, încep să se omogenizeze cu apa. Știi care a fost cea mai mare prostie pe care am făcut-o? Am fost, cred că, prima dată în Italia, prima dată, în Roma, pe la 17 ani, am mers la un snack bar din ăsta de stradă, mm-hmm, practic, și am cumandat o filie de pizza și am cerut... Da, cămuri. Nu... No. Mai rău. Ketchup. Nu! Nu, ai nici cerut prost, ketchup. Copil. Hai de mă, Bogdan, mă. Uite, o să s-a supărat băiatul ăla pe mine. O să mi-a te las zis să faci așa o declarație publică pentru italieni, să ți-o pregătești într-o scurtă pauză de publicitate. Reveniți, dragilor. Da? Da? Nu? Ba da. Noi suntem pregătiți și cu știri din străinătate. Cu știri am din... Am fost pe la noi, am văzut câteva Am fost vedete, prin Rusia, am auzit de spioni. De spioni. Am auzit de sportivi români, Simona Halep. Mai auzim despre sportivi români, dar nu dezvăluim încă despre ce vorbim. Nu vorbim încă de ceilalți sportivi români, dar vorbim despre Dwayne The Rock Johnson. Da, Dwayne The Rock Johnson a cucerit publicul cu atitudinea sa, dar și cu abilitățile în ceea ce privește scenele de luptă din filmele sale. Personajul actorului scapă cap prin urechile acului de momente care ar putea fi fatale și nu este niciodată învins de adversarii săi. Însă The Rock este mereu învingător din cauza unei clauze contractuale. Iată ce impune starul de fiecare dată când semnează un contract. Neprofesionist din Diesel? Cum așa? Tu ai văzut seria? Franciza? Da, ai văzut-o pe toată? Da, sunt la zi, am fost și la cinema. Și eu. Place mult. Și e eu. Singurul film pentru care m-am luat cinema, cu siguranță. Efectiv, înspre rușinea mea, pentru că, hai să fim sinceri, este cea mai de duzină franciză posibilă din punctul de vedere a orice înseamnă artă cinematografică. Previzibil. Tot. Previzibil. Rău de tot. Sărim de pe o mașină pe alta, peste un pod, nu pățim nimic. N-avem nicio coastă. Bă, efectiv, te ridici, faci un pic așa, trosnit un pic și gata. Singurul lucru pe care l-am văzut în această serie și m-a deranjat a fost distrugerea unuia dintre cele 7 exemplare de Bugatti. Nu. Nu, ba da, în 7. Nu, în 7 se distruge un Lincoln Hypersport. A, da. Era. Ăla era. Cine știe. Da. Uite, fata când se uită la patinaj artistic și snooker. Și la mașini inedite. Da, iată. Și la Met Gala m-am uitat după la poze să văd ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai auzit. Rău.
Rău? Rău. Rău ți-a părut? Eu tocmai am văzut, pentru că îți plac și mașinile, l-am văzut chiar și pe Lewis Hamilton la Met Gala. Met Gala, da, printre mulți alții, bineînțeles. Ei bine, tema de anul acesta a fost natura. Modelele inspirate din natură au fost tema de la Met Gala 2024 și iată că evenimentul care are ca obiectiv strângerea de fonduri este cunoscut de fapt ca o extravagantă defilare de modă la care un bilet la Dineu a costat 75.000 de dolari. Că da, de obicei, dreptate. Cardi B și Nicki Minaj sunt cumva în competiție, de data asta la cea mai proastă ținută, dacă mă trebuie mine. Știu că sunt răutăcioasă, dar... Da, ai avut dreptate, oricum, ceva rău în multe nu părți. Nu mi-a plăcut, în afară de Demi Moore mi-a plăcut și J-Lo mi-a plăcut și cam atât. Zendaya nu mi-a plăcut. Adică nu mi-a plăcut, nici tema, nu am ochiul format înspre mod extrem de tare, dar n-a fost ceva ce eu aș... Nici Ariana Grande nu mi-a plăcut neapărat. Ariana Grande mi s-a părut destul de fulguleț, simplist, așa, da. Îmbrăcată. Prea puțin stilizat, dacă e să o luăm așa. Dar, în orice caz, știi că am zis un pic mai devreme de că sportiv. Mai vorbim de sportivi români. Simona Halep a avut momentele ei de glorie, a fost sportiva româncă a anului, dar i-a mai luat, în perioada ei de pauză, i-a mai luat cineva fața, așa, nume David Popovici. Odată cu succesul, și aici vorbim de David Popovici, notătorul minune, vin și acumulările materiale și firește achizițiile care să releve statutul de vedetă, statut pe care David Popovici îl merită din plin. Să o conducă sănătos. Dacă muncești, eu cred că poți să faci ce vrei tu cu banii tăi, să-ți cumperi ce vrei tu. Acum, nu știu ce poți să faci pe străzile din București cu un asemenea bolid. Eu știu și cu mașini mult mai slabe de atâta, știu ce poți să faci. Și în Germania. Știu și ce consecințe poți să suporți. Dar cum el este un înotător de mare viteză, bănuiesc că își dorește să aibă această capacitate și mașina lui. Și la volan, că... corect. Da. Mergem în zona inteligenței artificiale, aici unde ne place nouă foarte, foarte mult și da, inteligența... Unde se încăpotaș noi mereu. Da, iată că a pătruns peste tot și nici credința n-a fost lăsată deoparte. Un grup catolic american a creat un preot virtual pentru a răspunde la nelămuririle pe care le au oamenii în legătură cu religia, dar programarea chatbot-ului a lăsat de dorit și preotul a fost decăzut din drepturi. Haideți să vedem de ce. Dragilor, deși fix astăzi vara nu este foarte aproape și vremea ne cam joacă feste, cum vara totuși se apropie, tot mai multe festivaluri stradale încep să își deschidă porțile, iar în momentele următoare vom vorbi despre femei pe mătăsari. Îl avem alături de noi în această dimineață pe Iulian Văcărean, organizatorul festivalului Femei pe Mătăsari. Bună dimineața, bine ai revenit la noi! Bună dimineața! Dimineața! Ne bucurăm, Andean, să te avem alături și să ne povestești cu ce lucruri noi veniți la Femei pe Mătăsari, a 12-a ediție? Este foarte... Festivalul Femei are continuitate. Și e... aproape o minune, pentru că pe o stradă de la marginea Bucureștiului, să zicem așa, un festival cu un accent foarte, foarte bine pus pe cultură, artă, muzică, distracție, un târg foarte frumos, reușește să schimbe o stradă, o stradă care are o poveste interesantă, după cum știți. Dar acest festival se întâmplă din nou, iar ediția aceasta este dedicată cumva unei generații foarte, foarte noi care caută să descopere orașul un pic altfel. Din perspectiva artiștilor, cu ce inovații veniți anul acesta? Știu că de fiecare dată la voi găsim trupe pe care poate le putem împărți, să zic așa, și cu părinții noștri. De data asta, ca și headliner de festival, și mă bucur foarte mult că sunt în prima oară în anunț public trupele care să cânte, o să fie formația Coma, atât de mult iubită de două ceva de ani în București. Apoi o să fie Jur, Jacques, domnul Goie. O surpriză e că o să vină Alexandra Starn alături de noi. Știi, încă lucrăm la line-up-ul festivalului. O să avem o parte de o retro-discotecă, un disco lux cu cei care țineau discotec anilor 80-90 în Costinești. O să avem o scenă de muzică electronică.
Deci pe partea de muzică stăm foarte, foarte bine. Ce se mănâncă bun la voi anul acesta? De fiecare dată când vin, sunt plăcut surprinsă. Mai ales că acum, iată, s-ar putea să țină vremea mai mult cu noi decât anul trecut. Anul trecut știu că a fost așa, cu peripeții. Ei, întotdeauna plouă, dar ploaia nouă nu a făcut decât să ne facă foarte, foarte bine. Pentru că mai strada Mărtăsari e o stradă cu mulți stăi, unde miroase foarte, foarte frumos și după ploaie explodează mirosul ăsta extraordinar. Dar partea asta de mâncare, de food truck, de mâncare stradală, de colțuri în care poți să descoperi bunătățile Bucureștiului, a devenit din ce în ce mai performativă în București. Așa că partea de zona asta de food truck o să fie destul de complexă, o să avem vreo 20 de food truck-uri care o să aibă cele mai bune lucruri din București. Aveți așa un număr de persoane în minte, cam câți oameni așteptați, raportat și la edițiile trecute? Raportat la edițiile trecute, avem, pentru că suntem foarte iubiți în București ca și festival, vin undeva la 25.000 de oameni în cele 3 zile. Oho, e un număr impresionant. Da, pentru că festivalul a crescut într-un mod ăsta foarte frumos și natural. Încep să vină familii cu copii, își aduc și căței. Festivalul a crescut împreună cu o generație nouă a orașului. Eu pot să zic chiar din experiență, Iulian, mai este o categorie care este foarte apropiată, atât fizic cât și spiritual, aș spune, de Festivalul Femei de Mătăsar, și anume studenții de la Facultatea de Teatru, pentru că sunt extrem de aproape, sunt vecini și îmi amintesc chiar acum ceva timp, cred că prima dată când am aflat de Femei pe Mătăsar a fost o dată cu anii mei de facultate. Deci ai spus foarte bine că și cultura se îmbină foarte bine cu festivalul. Anul noi colaborăm cu Facultatea de Teatru cu noi ATC, dar anul acesta o să aibă o scenă dedicată și se vor juca sâmbătă, se vor juca piese din Molière, iar duminică din Shakespeare, cu studenții de la unei ATC. Spuneai mai devreme că oamenii încep ușor-ușor să vină și cu copii. Eu cred că deja crește o generație întreagă la festivalul vostru. Simți că s-a schimbat așa publicul de-a lungul timpului? Uite, eu țin minte, anul trecut am venit cu prietena mea care era însărcinată. Anul ăsta o să venim cu ea, fetița ei și eu însărcinată. Deci iată cum se schimbă lucrurile. Da, foarte, foarte, foarte interesant cum se schimbă publicul. Da, simt că an de an se adaugă oameni noi și suntem foarte iubiți și de generația asta sub 20 de ani, pentru că cred că foarte la modă anul acesta este rock-ul și de aia am ales să punem accentul foarte mult pe o muzică de asta care este foarte iubită de o generație foarte tânără, 16-20 de ani. Și putem să înțelegem că e un festival de tradiție din momentul în care este la a 12-a ediție. Da, și bineînțeles, suntem și cu bărbați pe Mătăsari, care vine, este ediția de toamnă a festivalului, care este deja la 6-a ediție, plus cei 2 ani de pandemie, deci ne încadrăm acolo. Aproape la 5. Mulțumim tare mult, Iulian, pentru discuția de astăzi. Mult spor în organizare, căci înțeleg că mai aveți lucruri de făcut așa pe ultima 100 de metri și să ne vedem cu bine pe Mătăsari. Bine. Vă mulțumesc foarte mult și aveți o dimineață extraordinară. Mulțumim tare mult, Iulian. La fel. Ușor, ușor revenim la știrile noastre și facem o călătorie ceva mai îndepărtată. Da, nu? De mai îndepărtată, dinspre strada Mătăsari, facem dreapta prima și ajungem în grădinile castelului Versailles, Palatului Versailles. Acesta este alături de turnul Eiffel, de Arcul de Triumf sau de Catedrala Notre-Dame, unul dintre simbolurile recunoscute ale Parisului. Inclus de către UNESCO în Patrimoniul Mondial, palatul a fost inaugurat pe 7 mai, acum 260 de ani. Cei mai mari arhitecți, peisagiști și artiști au construit un palat și grădinile aferente cum nu s-a mai văzut până atunci.
am mai vrut și eu să merg la Versailles, însă m-am blocat la acea coadă imensă și am zis, nu, eu vizitez grădinile și... Exact, la fel, aceleași grădini le-am văzut și eu, aceeași coadă era, cred că. Da, cred că nu se între... Când ai fost tu? 2019. Nu, 2020. 2020. În februarie, fix înainte de pandemie. Eu am fost în 2019, cred că eu am lăsat coada. Ai și ai prins-o coada, și tu. Prins-o și tu, un an mai târziu era încă aceeași coadă. Cred că stătea 3-4 ore pe puțin și am zis, nu, eu refuz. De 3-4 ore, mai bine mă duc, mă mai plimb prin Paris și mănânc ceva bun și la revedere. Exact, eu chiar am și pozat palatul prin gardurile acelea de aur, imense, pentru că după ele n-am trecut. Și nici grădinile nu le-am vizitat așa. Pendelete, mi s-a părut acolo foarte multe mers, da, și uite, că sigur mai ajung o dată. Uite, ca la, adică grădinile ca grădinile sunt frumoase într-adevăr și așa, dar totuși măreția, frumusețea e în interior și n-am fost dispus să aștept acea coadă. Bine, eu mi-am luat revanșa mergând în Napoli, Caserta de fapt este cel mai mare palat din Europa. Corect, și pe acela l-am vizitat și am zis ok, e bine, ajung și la Versailles. Sunt pe drumul cel bun. Da, uite, chiar exact asta ne spunea și Elena, uite, o altă împătimită a castelelor și a palatelor. O să facem o listă, da, în această scurtă pauză de publicitate pe care urmează să o luăm, facem o listuță și venim cu recomandări de palate frumoase. Ne-am întors alături de voi, mai avem câteva știri și apoi invitați cu invitații în sfârșit. Da, ți era dor, nu? Da, mergem ți-era puțin dor, și eu am avut teatrului. Știu. Dar prima și prima dată să lămurim un aspect foarte important. Eu n-am în această dimineață, tu cred că ai. Știi că nu, n-ai la genul ăsta de pantalon nu sunt la blugi de obicei. Aha, mă gândeam că sunt tot un fel de blugi, dar nu sunt. Nu, ei bine. Nu. Acel buzunăraș mic despre care urmează să aflați, da, istoria. Cu această întrebare, voi unde vă țineți monedele? Cel mai probabil la fel ca mulți alți oameni, în acel mic buzunar de la blugi. Lumea nu prea știe însă care a fost utilitatea sa atunci când a fost inventat și vă dăm doar un indiciu, tot pentru a ține ceva de valoare, așa că să urmărim mica sa istorie și să revenim. Interesant. Ai aflat? Am aflat, gata. Prima dată pentru aur, apoi pentru ceas. Dar îmi place cum ne-ai spus că ca mulți dintre noi ținem monedele. Care? Mai să știi că tata ține monedele. Serios? În buzunarul ăla mic. Da, eu nu țin nimic. Mi se pare că îl deformez și îmi place să fie așa micuț și drăguț. Tata lui Georgia, prima persoană pe care o avut că ține monede. Mai ține cineva monede în buzunarul ăla? Serios? Nu. Serios. Sebi? Ala eu, ții monede acolo? Nu. Există, la unele nu, uite, la unele da, eu nu. Dar dacă vreți să vă inspirați și să aveți parte de outfit-uri interesante, să uitați la Yellowstone. La? Yellowstone. Da, este din epoca aia, corect. Uh-huh. E din zona aia. Păi nu, e actual, dar zic... Păi nu e actual? Yellowstone, da. E contemporan, dar zic așa. Se vede așa că nu l-am văzut, dar am auzit, povești. Idee de outfit-uri pentru zona aceasta de cowboy. De cowboy, de Texas. Cum a fost blugul apărut pentru prima dată. Da, idei de outfit-uri pentru... Pentru pipera, pentru biserică așa. Și pentru așa, ai? Da, nu așa, nu cum sunt îmbrăcat azi. Absolut. Clar nu. Absolut așa nu. Dar vorbim despre ceva care e aproape, foarte tare, aproape de divinitate, mereu, despre Gigi Becali. Știm că întotdeauna a avut o conexiune specială cu divinitatea, despre care nu s-a ferit niciodată să vorbească. Într-un interviu recent, latifundiarul din Pipera a făcut mărturisiri sincere despre încercările la care a fost supus și cum le-a depășit. Da, o știi pe ultimul interviu legat de divinitatea lui Nea Gigi? Nu. Absolut superb, atât de savuros, absolut savuros. Ce a zis? Special. Că special a zis. Zicem multe, că... dar câteodată se mai identifică așa o frază care rămâne așa în memoria colectivă. Nu știu cât o să te identifici, dar a zis în felul următor. Știi că FCSB tocmai a luat campionatul matematic și a luat campionatul... Cu câteva zile a avut etapa care a definitivat campionatul, înainte de săptămâna mare, adică în preajma florilor. Cred că sâmbătă, duminică au fost florile și a început săptămâna mare. Și a zis așa, am vorbit cu Dumnezeu și a zis așa, Gigi, eu îți dau campionatul acum, înainte de săptămâna mare, așa, ca să nu te gândești în timpul rugăciunilor în săptămâna mare, să nu ai gânduri, să nu te mai gândești la echipă, la campionat, la astea. Uite, ia campionatul acum repede. A, pentru liniștea lui. Pentru liniștea lui ca apoi, da, pentru liniștea lui ca în momentul săptămânii mari în care trebuie să te rogi să mergi la Deni și așa mai departe, să nu ți-te amintea și la campionat. Păi da, dar eu cred că lui dacă îi dădeau astfel de provocare, ar fi trecut-o cu brio.
spre deosebire, uite, de noi doi care poate păi n-avem exercițiu postului. Păi poate te gândeai, Doamne, păi Dumnezeu meu, dar te mai gândeai și la etapă. El poate, da? Spre deosebire de noi. Totuși Dumnezeu a zis, Gigi, uite, dau campionatul repede acum înainte de săptămâna mare. Ce înseamnă să fii iubit, să ai acolo niște să miliarde? Acolo, să ai acolo, îngerașul tău care... Era cazul, sincer, să primească o astfel de... Și după cât timp a luat, cui place fotbalul românesc? După cât timp a luat Steaua campionatul? Să-ți fi tot trecut vreo 7-8 ani, așa știam și eu. 7-8 ani de când am mai luat FCSB acum, mă rog, deci, campionatul. Ne bucurăm. Și mergem și într-o călătorie. Iată, am avut loc o nuntă pe coasta de Azur cu mult fast și opulență, bineînțeles, la nunta miliardarului Umar Kamani. Un eveniment ce a atins costuri de 25 de milioane de euro. Imaginea de la fastoasa nuntă avem și noi în următorul material. Da, Mariah Carey, Andrea Bocelli. Deci e a doua, deja a doua nuntă indiană despre care nu se vorbim ridică în la perioadă. Costurile primei, am bani, pe el nu i-am bani. El e Kamani. Da. Kamani, Kamani, bani, da, tot pe acolo, dar un văr mai de jos. Da. Social, dacă putem să spunem că... Și ar permite și următoarea noastră sportivă să facă o astfel de nuntă, cred. Crezi? Eu zic, da. Hai, nu chiar de 25 milioane de milioane de dolari, dar... De dolari, da. Pe acolo ceva să placă la toată lumea, dar nu cred că ar face-o. Pentru că eu o văd ca fiind o tipă modestă, nu cred că bine. S-ar da în stambă așa. Ei bine, da, încă nu știm ce planuri are, dacă are planuri atât de... Dar cine știe. Înalte, dar cine știe, vom afla. În orice caz, a reapărut soarele pe strada ei după ce Simona Halep a putut să se reîntoarcă pe terenul de tenis. Acum există speculații cum că sportiva ar avea parte și de o nouă iubire. Eu cred că îi dedicăm Simonei următorul material. Pentru a o încuraja, pentru... Să facă o nuntă vara aceasta. De ce nu? Mă gândesc. Uite, poate o să fie vorba de o nuntă cândva pentru Simona Halep, dar exact cum ai spus, mă uitam și în imaginile din materialul nostru. Pare axată nu pe văd. Zona profesională deocamdată. Da, absolut, dar nu o văd să facă o nuntă atât de fastoasă ca cea de care am vorbit un pic mai devreme. Nuntă de 25 de milioane de dolari. Da, și n-aș asta vedea-o. Și oricum i-a avut parte de o nuntă. Eu cred că ar avea o nuntă în Constanța, în primul rând. Da. În niciun caz în străinătate. Eu așa cred, așa zic eu. Vezi tu, deja a făcut o nuntă în Constanța, destul de mare. Poate își dorește ceva restrâns, poate pleacă undeva tot pe coasta de Azur. Rămâne să vedem și rămâne să aflăm și cum se machiază, pentru că asta era sfatul de care vorbeai. Dacă se întâmplă marele eveniment vara, pentru că, iată, machiajul este o artă care înfrumusețează și redă încrederea oricărei femei, dar cum reușim să avem parte de un look perfect în anotimpul cald, aflăm chiar acum. Deci, recapitulăm ce a învățat Bogdan astăzi Da, am tot avut de vară. Ce e cel mai important? Să avem un... Primer, bază. Da, așa, și un spray fixator. Și un spray fixator, logic. Da, deci super. Primer, bază și... nu e greu, ne descurcăm. Dar nu e greu deloc. Trebuie să mergem la cumpărături, lista o avem. Și mi-amintesc că acum câteva zile când am avut o invitată pe Cristina Almăjanu. Cristina Almăjanu, care ne-a făcut și ea o listă atunci și am zis eu, ești destul de ieftin, erau vreo 3-4 chestii și atunci. Ești destul de ieftin. 1000 de lei. Da, da, astea trei chestii. 7-800 de lei ca popa. Da, exact, așa mi-ai spus și atunci, da, cu câteva zile, corect. Da. Deci îi recomandăm următoarei vedete să facă astfel de cumpărături. I-am recomandat și anterioarei vedete, acum și următoarei. Ea are nevoie că pleacă în vacanțe exotice și iarna, și vara, și nu contează sezonul pentru Și baza trebuie să fie aplicată, nu? Orice temperatură ar fi afară, nu? Așa baza, e. Primerul și... Spray-ul fixat. Exact. Emily Burghela și-a sărbătorit soțul, dragilor, în Maldive, alături de cei doi copii mici pe care îi iau împreună. Influencerița a plecat inițial singură spre destinație, însă la scurt timp a ajuns și partenerul ei, Andrei. Mi-a plăcut ghicitoarea. Trei avioane și o barcă. Unde suntem? Deci era Maldive? Era... Poți să fie oriunde, depinde. Uite, și am schimbat două trenuri până la Slatin. Deci nu e nicio problemă. Dar, mai lipsa barca. Trebuia să mai ai și o barcă. Ea are o problemă cu faptul că la 7 ani avem... Oltu, E celebru. Da. Avem și pod peste Olt. Da, uite, n-ai avut nevoie de barcă, că ai... Exact, barca nu și-are locul. Ea are o problemă cu faptul că ziua soțului pică odată la 7 ani de Paște. Noi avem o problemă în familie că ziua lui fratimiu pică aproape în fiecare an de? În post. Și atunci noi nu putem să mâncăm tort. Da, că nu putem să mâncăm tort. Da. Dar
Va există și variante vegane, ar spune unii, pe care nu le agrem cu toții. Da, dar... așa că poate facem un brainstorming câteva minute într-o scurtă pauză de publicitate. Poate rezolvăm această dilemă cu tortul și post. Am revenit, neața, neața, din nou prieteni. Alături de voi. Abia acum mai avem câteva știri și apoi invitații. Și apoi invitații. Abia acum mai avem un invitat imediat, abia apoi mai avem niște știri și abia apoi mai avem niște invitați. Niște mulți invitați. Da. Concluzia e că mai avem și mai avem de informat. Și ne bucurăm de timpul ăsta frumos. Da. Vă spunem și despre următoarea vedetă, unde o încadrezi. Pe următoarea veretă, da. La filmele Marvel, am mai vorbit o dată despre asta, am comparat-o la un moment dat cu Văduva Neagră, cu Black Widow. Da, și uite, o povestim și despre evenimente mai puțin plăcute din viața ei. Într-adevăr. Așa că vă spunem despre Ana Maria Prodan că a pregătit o pomană de lux pentru mama sa, Ionela Prodan. Când a venit vorba despre pachetele împărțite pentru sufletul mamei sale, Ana Maria Prodan nu s-a uitat la bani. Da, tu de ce râzi de mine, nu-i așa? Da, normal că râdeam de tine și nu de Ana Maria. Vezi, trebuie să râzi cu mine, nu de mine. Am râs cu tine, uitându-mă înspre tine. Și mergem mai departe și aducem și o veste frumoasă în dimineața asta, nu? Are o veste frumoasă în dimineața asta? Da, e cu copii. Da, nu-i prima veste frumoasă pe care o facem. Cred că cea mai frumoasă. S-ar putea să fie, într-adevăr, cea mai frumoasă. O să lăsăm publicul să recire. În orice caz, Arsenie Todiraș, ex-Ozon, va deveni tată pentru prima oară. Artistul și iubita lui Agnes Matoko sunt la a doua încercare și se pare că totul merge strună pentru ei. Într-adevăr, frumoasă știre, frumoasă viață. Da, e minunat. Și amintiri frumoase ne vin în minte. Familia. Da, ne gândim și noi la Ozon și la copilăria noastră. Mm-hmm. Și vorbim despre copilăria altei persoane care în copilărie, ce crezi? Era în armată. Și în copilărie e mult să spui. În copilăria ei la putere ani. Urca nimeni altul decât Putin. Cine urcă și acum. Uite, chiar acum vreo două zile a depus noul jurământ. Deci semn că o să continue această mică autocrație, putem să-i spunem? Cred că am putea spune, corect, autocrație. Dar vorbim și despre personaje fantastice, nu știm cât de fantastice sunt. Sau dar cât de adevărată este această poveste și cât e înflorită, asta rămâne la altitudinea noastră. Dar noi suntem aici să vă informăm și să vă spunem că dacă ați auzit sau nu despre Alia Roza, auziți în această dimineață, pentru că aceasta a ieșit în lumina reflectoarelor și și-a dezvăluit identitatea. Și dacă voi credeți că poveștile cu spion sunt ficțiuni, existența Aliei dovedește contrariul. Foarte interesante aceste sfaturi de dating. Da, pentru că, când te lași de spionaj, spionajul internațional, te faci influencer. Orientezi abilitățile către alte domenii și dacă poți să dai sfaturi... Era Clover din spioanele. Da. Te uitai la spioanele? Da, mă uitam. Eu mă uitam. Eu chiar cred în spioanele, nu în Alia. Care? În Alia 3? În Alia 3, nu în Alia. Da, Alia Rosa. Hai Alia să mergem mai departe și să vorbim despre lucruri care chiar există. Despre care nu e fantezia absolut deloc, pentru că Nicole Sherry nu este fantezie. Cum se împarte între carieră și familie, dar și care este cea mai mare provocare pentru Nicole de când a devenit mamă, aflăm și noi chiar acum din materialul următor. Uite, domnule, lucruri palpabile, frate, lucruri reale, nu spioni. Nu spioni și KGB și cine o fi dat ei voie să vorbească. Și cum nu s-a sesizat nimeni încă din oficiu. Da, nu știu, dacă nu e real, îți dai seama, o lasă în pace. Cine e mânțăs? Poate se uită, se uită Vladi. Și ea a fost la noi? Nu, șeful. Ok. Lăsați-o. Da, pasivă. Pasivă. Dar mergem și în Italia. Acolo ne așteaptă un conflict. Si. Un conflict pentru, iată, mândria italienilor atunci când vine vorba de gastronomia din peninsulă. Nu are margini și când o lume întreagă a împrumutat rețete și nu respectă strict tradiția și obiceiurile, italienii contraatacă. În sfârșit a venit, dragilor, momentul acela în care vă facem invitații și avem parte de mai multe în această dimineață, așa că rămâneți alături de noi.
Îi avem alături de noi pe Andreea și pe Axel Mustaș. Bună dimineața! Bună dimineața, bună, dragilor! Bună dimineața! Multe spectacole aici pe lista noastră de dezbătut, dar stați așa că pe mine m-ați șocat cu o informație. Voi aveți 3 copii. Spectaculos! Pe lângă viața noi... de artist, 3 copii în paralel, cum vă descurcați? Te rog. Am înțeles. Bun, spectacole de teatru atunci. Nu, acum trebuie să ziceți. Și ele urcă pe scenă alături de noi. Avem Serios? 3 fete, 2 dintre ele gemene. Și avem un spectacol pentru copii în care și fetele noastre și ceilalți copii de la curs sunt și actori, actori mici. Spectacolul se numește Prințesele Fermecate. Ce drăguț! Cumva ele erau curioase că ne vedeau de... De mici tot veneau la teatru și ne vedeau și au vrut și ele și apoi le-am inclus. Deci deja le pregătiți drumul spre o carieră oare? Nu neapărat. Nu. Ci... Dacă ei l-au vrut, da. Cred că și această pasiune e importantă pentru că sigur prin cursuri de actorie se vor dezvolta armonios și frumos și orice ar alege să facă vor fi foarte bine echipate. Exact. Cursurile astea de teatru sunt pentru dezvoltare personală, absolut. În primul rând. Nu să facem nume artist, să umplem toată lumea de artiști, ci... Și da. Avem, iată, năpasta, Remember Me și Cerere în căsătorie. Nu-ți sună niciunul cunoscut un pic? Iartă-mă. Ba da, pentru că am avut-o chiar pe Monica în locul lor, și anume regizoarea spectacolului Remember Me, care v-a amintit la rândul ei în urmă cu vreo 2 săptămâni, cred. Da, cam așa, cam 2 săptămâni. Da, păi am avut premiera între timp și Monica Pop... A făcut, cred, o reclamă foarte bună venind la voi și povestind despre spectacol. Uite că am adus și noi, ne-am adus și noi aportul cu câteva scaune, poate, la Teatrul Național. Și să sperăm că și pentru următoarele spectacole. Năpasta deja e un spectacol bine cunoscut. Uh-huh. Vorbim deja de teatru clasic. E ceva la care eu aș merge cu tata, pentru că am făcut experimente cu teatru contemporan cu tata și nu a fost de succes. Uite, dacă tot ai zis Năpasta, și eu văd și Cerere în căsătorie, care din nou e teatru clasic, este Cehov, este un text clasic la care ai putea să mergi cu siguranță. Deci 2 recomandări pentru părinți conservatori. Cerere în căsătorie pe comedie, Năpasta e singura drama lui Caragiale, exact. Așadar sunt amândouă sunt da, recomandate, iar Remember Me e ceva mai multimedia, să zic, și cu proiecții. Acolo e mai riscant, Georgia. Nu știu ce să zic. Tata are stomac pentru absolut orice. M-a surprins reacția lui după teatru contemporan, dar l-am simțit așa că ar fi fost mult mai în elementul lui la ceva la clasic pe care să-l fi citit înainte, cu care să poată să aibă altfel de interacțiune. Și sunt curioasă pentru voi doi care sunt opțiunile. Andreea, contemporan sau clasic? Ce-ți place mai mult să joci? Musical. Musical. Dacă ar fi să aleg, okay. Da, întotdeauna aș alege musical. Ador comediile, prind la public și atunci e o plăcere să primești acest feedback direct de la public. Pe când drama, atunci când simți sala că respiră odată cu tine și că e prins acolo în... toată atmosfera aceea, e greu de ales, îmi plac toate, dar aș merge pe musical. Suntem o companie tânără, încă nu am produs musicaluri, dar poate pe viitor. Însă avem 15 producții deja în repertoriu. Cele 3 de care ați amintit sunt toate premiere de anul ăsta. Așadar am muncit de la începutul anului cu spor ca să scoatem 3 noi premiere. Și da, poate în viitor și un musical. Pentru mine comediile sunt favoritele. Eu cred că avem nevoie și de bucurie și să ne destindem și să râdem, să ne descărcăm emoțional și să ne reumplem cu energie pozitivă. Dacă ar fi să ne ducem cu gândul înspre un musical, ce v-ar plăcea? Ce-ți vine în minte prima dată, Andreea? Cine alege, Andreea? Depinde de buget. Hai să vedem. Să spunem că avem buget infinit. Ce-ți vine în minte? Hamilton. Frumos, frumos. Și pentru copii... Lion King. Da, normal. Eram convins, nu știu de ce, dacă e vorba de ceva care se prinde și la copii, pentru că Hamilton nu cred că ar prinde foarte, foarte tare, nu știu cât ar înțelege. Eu cu fetele ascultăm foarte mult muzica și ne uităm la musical pe internet. Avem în plan la vară să vedem și live. În New York, bănuiesc? Londra, Broadway? Da. În Londra. Una sau alta, până la urmă, este... În New York legați e împreună de așa, doar voi cuplu sau familie extinsă? Familie extinsă, ce frumos! Da.
Mă uitam la imaginile de mai devreme cu Emily Burghelea. Voi cum călătoriți? Sunteți mai light cu bagajele, având 3 copii? Sau fără bagaj de cală nu se poate? Cu mașina, văzut, de cu mașina obicei, mergem de obicei. Și mai avem bine. Un portbagaj mare, mai punem și o bărcuță deasupra. Deci mergem. Voiam la un moment dat să luăm și o rulotă, dar... Asta cred că e visul, mai ales pentru o familie de 5 în acest moment. Cred că asta ar fi visul, acea rulotă care se poți călători prin toată Europa. Cum, când vă putem vedea în cele 3 spectacole? Păi chiar luni, pe 13 avem Remember Me, pe 20 avem, le avem pe amândouă. Avem și Cerere în căsătorie și Năpasta. Da. De la 5 și de la 7, bănesc, sau? Nu, de la 6 jumate și de la 8 jumate. Am fost pe aproape. Dar pentru cei care sunt mai late workeri, de la 8 jumate, pentru cei care vor să vină mai devreme la teatru și apoi să mai dezbat acasă, de la 6 jumate, toate posibilitățile. Să spunem totuși și de Remember Me, că este după un film celebru, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pentru cei care nu au văzut emisiunea de acum 2 săptămâni sau când a fost. Reamintim, o saltăm și pe Monica pe această cale. Probabil se uită la voi. Sperăm. Dacă s-a trezit. Cum gestionați 2 spectacole în aceeași zi și 2 spectacole... cu texte grele. Da, noi avem în fiecare luni, ziua de luni este o zi în care spectacolele Teatrului Național, că spectacolele acestea o să aibă loc la Teatrul Național, sunt găzduite de Teatrul Național, producțiile teatrului se joacă de marți până duminică, iar luni este o zi este în care ziua liberă a teatrelor, pentru practic. Producții independente exact. Care sunt găzduite de teatru, așadar lunea jucăm la Teatrul Național cu producțiile noastre. Și de ce 2? Pentru că oricum avem doar ziua de luni, da? Și noi avem multe producții și atunci ca să le putem profitați juca pe toate ocazie. Și nu odată la 3 luni, am găsit această soluție. Sunt spectacole de obicei cu un decor mai minimal, astfel încât să putem repede să scoatem de la unul, să punem pe următorul. În orice caz, eu vă felicit, mi se pare senzațional că puteți, ați spus că jucați Năpasta și apoi Cerere în căsătorie, una după alta. Deci de la dramă la comedie, cât timp să aveți liber? Maxim o jumătate de oră. Fantastic. Vă dorim mult succes și sperăm să contribuim, așa cum a zis și Bogdan mai devreme, măcar cu câteva scaune ocupate în sală și Doamne vă așteptăm ajută, să ne mai povestiți. Cu siguranță. Și vă așteptăm și pe voi să veniți. Vă mulțumim tare mult. Mergem și trecem noi înspre știri. Înspre știri. Și uite, mă bucur că am avut parte de actori reali în această dimineață și de oameni care se ocupă de teatru așa cum ar trebui și așa cum cred eu că se face. Dar uite că inteligența artificială a pătruns peste tot și nici credința n-a fost lăsată deoparte. Un grup catolic american a creat un preot virtual pentru a răspunde la nelămuririle pe care le au oamenii în legătură cu religia. Însă programarea chatbotului a lăsat de dorit și preotul a fost decăzut din drepturi. Haideți să vedem de ce. Niciodată n-aș vrea să văd așa ceva. Niciodată, nu mi-aș dori să fie și în biserică. Cum explici tu bunicii tale? Hai să o dăm pe aia sinceră. Sincer, o să mai treacă mult timp până când asta va fi trendul? O normalitate. Să sperăm până va fi că ceva dacă, uzual. Dacă acest preot virtual a fost decăzut din drepturi, să sperăm că a fost un experiment și atât. Știi, există un slogan celebru, vrem experiență, nu experimente? Am așa. În orice caz. Deși el și-a dorit să devină preot de la o vârstă fragedă. Exact. În orice caz, pentru că suntem cârcotași când vine vorba de subiectul AI și, și tehnologie și așa, ne permitem o scurtă pauză de publicitate, să dezbatem un pic subiectul ăsta, să mai cerem păreri pro și contra și revenim imediat cu și mai multe știri. Vă așteptăm. Am revenit, dragilor. Cu știri, știruțe, drăguțe. Și cupluri. Și cupluri și zvonuri. Și, și zvonuri și reveniri. Reveniri și întorsături de situație. Și da, vorbim despre un cuplu despre care tot noi vorbeam acum ceva timp. Trecute. Da, săptămânile trecute. Că și am fi zis că nu mai sunt un cuplu. Nu mai sunt un cuplu sau că sunt pe punctul de a încheia o relație. Pentru că ei și-au șters pozele împreună și cumva asta e un semn universal când de ne-am despărțit. General valabil.
Da, uite, mai sunt tot fel de cazuri în care ștergi pozele, dar nu înseamnă fix o despărțire neapărat. Și ăsta e și cazul zvonurilor care au existat, cum că s-ar fi despărțit, dar relația dintre Dea Maxer și Robert Drile apare mai sudată ca oricând. Ce schimbări au avut loc între cei doi, aflăm și noi chiar acum. Rămâne Bogdan, noi așa în zona cuplurilor. Așa e. Și a relațiilor trecute. Dacă acum am vorbit despre o relație actuală... Am revenit asupra relației pe care o credeam terminată. Da. Ei, acum și... vorbim de una care chiar... Două chiar. Două. Bonus. Corect. Astăzi sunt la ofertă, da, două plus relații. Una de la noi. Exact. Și vorbim și despre regrete, din păcate. Nu prea-mi place subiectul ăsta. Mie nu-mi place să regret. Ce am făcut, am făcut. Ce n-am făcut... Of. Mm. Of. Uite, aveam un coleg în facultate care când spuneai, făcea așa. Oh, fără of, nu, fără of. Fără of. Important e să nu fii trist. Da. Da. Dar avem, iată, niște destăinuiri din partea lui Cristian Băureanu, care a vorbit despre fostele sale relații amoroase, ce regretă după relația cu Laura Dincă, dar și după mariajul cu Valentina Pelinel, aflăm și noi chiar acum. Avem un specialist în Cristian Băureanu, că ne-a tot povestit despre viața lui. Știe perfect ultimii amoroasă. 20 de ani. Nu doar amoroasă. Ultimii 30 de ani, 26-27 de ani. Pe acolo. Dar am aflat și câte ceva despre viața lui amoroasă din declarațiile sale. Exact. Suntem pregătiți să mergem în lumea internațională, în lumea și intergalactică. În lumea filmului, în lumea wrestlingului, în lumea... Chiar că el de acolo a pornit. Muzicii, inițial, ca wrestler. Uh-huh. Dwayne Johnson, despre el urmează să discutăm. Mă, cu ce mănâncă oamenii aia în Samoa? Ce se întâmplă acolo? Adică e din Samoa. El s-a născut în Queens. El s-a născut în Queens, adică dar de ce genele, cum de altfel și Jason Momoa, tot de acolo le are. Genele or fi. Și uite, auzi că și taică-suci deci, care... Da, uite, nu numai în Băureanu suntem, suntem licențiați, avem și un master în Dwayne The Rock Johnson în cască aici, da. Tata lui a fost și el... Tata lui a fost wrestling, l-a dus în sală și uite că s-a făcut și el, wrestler Dwayne The Rock Johnson. A cucerit publicul cu atitudinea sa, dar și cu abilitățile în ceea ce privește scenele de luptă din filmele sale. Personajul actorului scapă ca prin urechile acului de momente care ar putea fi fatale și nu este niciodată învins de adversarii săi. Însă The Rock este mereu învingător din cauza unei clauze contractuale. Iată ce impune starul de fiecare dată când semnează un contract. Revenim la... Și totuși am ajuns la Fast and Furious 10 între timp. Între timp fără Dwayne. Fără Dwayne a avut un film doar cu Jason Statham. Da, ei doi, ca prieteni. Da, era Shaw and Hobbs, parcă acestea erau numele personajelor din franciză, din FF. Mi-a plăcut tot ce am văzut în Fast and Furious. Spune-i tu că e super comercial, dar e atât de este relaxant. De duzină, îi dau creierului o pauză să nu gândesc, efectiv. Da. Să se desfășoare niște secvențe în fața ochilor mei și să nu gândesc. Și să te uiți din inerție, parcă, nu? Din inerție, uh-huh. Pentru că nu-ți pune mintea la contribuție. Nu-i vreun film psihologic, exact, nu-ți umblă la câștige, intelect. Doar că se fac niște cascadorii care mai de care mai interesante de... și până la urmă binele triumfă. Eu mă și gândeam un pic la rivalitatea asta dintre Vin Diesel, care e principal, și Dwayne Johnson, imaginează-ți, au avut multe scene de bătaie, cum se oprea The Rock și zicea, nu, ăsta, nu, eu nu accept că asta să mă bată. Nu. Piticul ăsta? Nu. Eu nu. Singurul regret al meu în toată franciza asta este Paul Walker. Atât. Da. Multă Paul Walker, lume i-a simțit lipsa. Începând cu 7, știi că el a jucat un pic din 7. A reușit să filmeze, da, o parte. Și apoi a jucat fratele lui și cu CGI. Și au reușit să termine filmul. Dar rămânem în zona relațiilor și povestim despre ceva destul de interesant, pentru că e un moment important în viața oricărei relații, mai ales în relația lui Arpad Pașcani cu Antonella Pătruț. Aceasta avansează rapid. Iar milionarul și-a cunoscut deja soacra. Aflăm și noi detaliile chiar acum. Ce zici? De momentul ăsta de zero în care te cunoști cu soacra. La mine e important, a mers destul de... E important. Trebuie să faci o impresie, nu? Așa ar fi bine. E așa mai ușor bine. Pentru voi băieții. De ce? Că așa simt eu. Da? Uite, mă uit. Pentru că ce? Pentru că mamele de băieți ce? Sunt mai pretențioase, sunt mai riguroase. Eu mă uit la mama mea. Mama mea e o mamă de fată și o mamă de băiat. În trupul aceleiași femei, dar se dezumblează perfect. Și mama mea spune. Mama mea n-a avut niciodată o problemă cu nicio fată pe care a cunoscut-o.
decât după ce ne-am despărțit. Îți dai seama. A, până atunci sunt drăguțe și tăcute și diplomate, da, dar exact, după aceea exact, potopul. Exact. Dar uite, da. Nu, contează cel mai mult că ea poate fi de drăguțe și diplomată și așa mai departe, dar contează ce-ți spune când rămâneți doar voi doi. Adică eu cu mama, spre exemplu, dau un exemplu. Acolo e important. Acolo afli de fapt. Adevărul. Dacă îi place sau nu. Oho, da. Hey, hai să ne întoarcem la oile noastre și să povestim și despre acest eveniment fastuos. Uite, da, a fost un eveniment fastuos. Chiar și ieri am discutat despre acest eveniment. Met Gala, modelele inspirate din natură au fost tema de anul acesta, Met Gala 2024. Evenimentul care are ca obiectiv strângerea de fonduri este cunoscut ca o extravaganță, și o extravagantă defilare de modă. Un bilet la dineu a costat 75.000 de dolari. Foarte multe ținute interesante. Și uite, mai devreme n-am vorbit despre cea de care am tot vorbit pe parcursul acestui material. Lana Del Rey. Sau eu și Elena până acum am vorbit despre Lana Del Rey. Mie mi s-a părut că a fost în temă. Tema era cu natură. Da, cu... și ea era o căprioară. Da, stilizată. Și J-Lo. Da, era un fulg de nea sau nu mi-am dat seama. O furtă naturii. E J-Lo în orice, în orice caz. Este J-Lo, și atragi privirile suntem oricând. Suntem nerăbdători să vedem ce o să se întâmple pe 24 iulie. Zi istorică pentru întreaga umanitate. J-Lo va împlini 55 de ani. Și eu chiar stăm și mă gândeam, în mintea ce mea eram, întâmplă, ce se întâmplă 24 ce iulie? Ce se întâmplă, doctore? 4 iulie nu e ziua mea. Nu. Da, cine uite, știe? Dăm o idee de loc deosebit unde ar putea să-l închirieze în totalitate. Și-ar permite și cred că îl ar da gratis pentru o seară. Numai să aniverseze acolo, vorbim despre Palatul Versailles, care este alături de Turnul Eiffel, Arcul de Triumf sau Catedrala Notre-Dame, unul dintre simbolurile recunoscute ale Parisului, inclus de către UNESCO în Patrimoniul Mondial. Acest palat a fost inaugurat pe 7 mai, acum 260 de ani, iar cei mai mari arhitecți, peisagiști și artiști au construit un palat și grădinile aferente, cum nu s-a mai văzut până atunci. Rememoram noi statul la coadă la Versailles. Mm-hmm. Eu am nimerit în februarie acolo și m-aș fi bucurat să stau la o astfel de coadă. Drăguț. Când martie. Era mai frig. Jumatea lui martie. Da, îți dai seama să fi stat în iulie, în august. Pe ce când... ți-a plăcut? Mie mi se părea frig și urât. M-aș fi preferat pe frig și urât decât pe căldură și caniculă. Dar eu stau și mi-am că am prins o vreme tare, tare proastă în Paris. Cu ploaie, așa, cu... Da. Nu știu ce încălțări ai avut tu de a prins ploaia în Paris. Cred că eram îmbrăcat cam în stilul ăsta, da, cu 4-5 ani. Eu am avut niște Adidas frumoși de plasă. Și m-am prins în februarie. Dar unde credeai că te... în februarie, nu? Eu știam cât merg. Și am zis, mă încalț lejer. Știam că nu tot ninge. Tot februarie este, eu iarnă. Eu știu, dar am făcut câte 11 km pe zi. Și atunci frumos. Prefer să nu fac bătături, știi? Frumos, să-ți fie de bine. Te machiai? Da, dar lejer așa. De vară. De vară, nu? Da. De vară. Da, dar era iarnă. Totuși, nu contează că e vară, că iarnă. Eu am niște sfaturi, culmea, eu am niște sfaturi pentru tine și pentru domnișoarele care ne privesc. Despre machiaje. Este o artă care înfrumusețează și redă încrederea oricărei femei. Cum reușim însă să avem parte de un look perfect în anotimpul cald? Ei bine, aflați în materialul următor. Bun, da, am înțeles, da. Bază. Câți bani avem de cheltuit? Cum era bază? Și noi și voi, că zic, avem de cheltuit pentru că și voi ne luați că nouă cadouri. Da, și voi vă mai luați de l'oficiu când noi nu vă facem astfel de cadouri. Exact, și vă cer noi banii după. Dar cum era bază și mai ce? Era primer, bază și fond de ten și da. Și anticearcăn și pudră. Și unde e lejeritatea? Un machiaj lejer. Unde e lejeritatea? Nu, pentru un machiaj lejer pui o cremă hidratantă, pui un BB cream. Un pic de anticearcăn dacă e nevoie. Un pic de fond de ten dacă e nevoie, nu, tot așa că după caz. Nu face treaba. Ah, pardon. Da, pardon, un pic de rimel, un pic de balsam de puze și gata. Le învățăm pe toate. Uite, avem și o scurtă pauză de publicitate. Dăm o fugă până la machiaj și ne lămurim exact, care e treaba. Da, mai întreb o dată care-i care. Noi ne întoarcem că între timp masa asta va dispărea și venim cu invitații. Rămâneți cu noi. Cum am promis, ia uitați, nu da, avem un masă, moment de dispariție, liniștiți. Aparte moment, dar vom mai face o magie și cred că ne vom bucura cu toții
Pentru că, de fapt, de magie ne-am bucurat mai tare privind-o în acest context. Nu știu câți îndrăzneți vor fi, dar cine știe, poate că se deschide poate convingem de carieră. Pe unul și pe altul. Cine Așa știe? Că, dacă v-am făcut curioși, rămâneți alături de noi. Avem, cum v-am spus, o super invitație pe data de 11 mai. Vom vedea acrobații. Acrobații în? În aer. În aer, da. Open și Training Day. La aerodromul Bănești și avem doi de Dan în această dimineață. Dan Ștefănescu și Dan Condorman. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule! Bună dimineața! Bună dimineața. Foarte simplu pentru noi de reținut numele voastre din această dimineață. Nu la fel de simplu de reținut și formația din care faceți parte. Aripă stânga... Și aripă dreapta, aripă, păi da, pentru că noi suntem în oglindă de fapt, aripă dreaptă și aripă, aripă stângă și aripă dreaptă, exact. Ce presupune zona aceasta de acrobații? Poți să devii pilot de acrobații fără să faci o școală super costisitoare, așa cum știm în general despre aviație? Teoretic poți să faci, plecând către Aeroclubul României. Ca tânăr la 16 ani, poți să începi să zbori, poți să începi acrobația. În general, costisitor este să ajungi pilot de linie. Dar este pentru costisitor. A face pilot de linie, costisitor, da. Dar pentru a deveni pilot sportiv nu este foarte costisitor, trebuie doar să fii decis să faci chestia asta te costă și să pe simți tine energie și timp. Da, și să simți că ți se potrivește, atât tot. Acesta este și contextul tău, Dan. Ai urmat cursurile Aeroclubului României? Da, cred că majoritatea piloților sportivi români au început la Aeroclubul României. Și eu cred că, dacă nu mă înșel, la 15 ani am început ca pilot de planor. Dar apoi la 17 ani am început să o iau ușor-ușor cu acrobația. E un proces incremental și foarte, foarte încet pentru a ne construi rezistența necesară pentru a putea zbura la acel nivel. Este bănuiesc exact ca un sport de performanță, exact cu antrenamente, cu sudură, i-aș spune, cu antrenamente în fiecare zi. Cum a fost experiența asta la 15 ani, ai spus, a școlii, a antrenamentele ca să ajungi acrobat, practic, în aer? Este un sport de performanță, în adevăratul sens al cuvântului. Este mai greu la început, când sunt foarte multe informații care vin. De asemenea, intervin forțele gravitaționale care ne mai diminuează din capacitatea mentală și fizică. Însă, ușor, ușor, antrenament cu antrenament, 20 de minute cu câte 20 de minute de zbor, ajungi să ai o anumită performanță în acest sport. Ce înseamnă aceste forțe? Uite, bănuiesc că ziua pe care vă propuneți, 11 mai, e și pentru a promova zona aceasta de performanță. Și sunt curioasă ce presupun aceste forțe și cum le-ați explica unor oameni care n-au avut de-a face cu ele. Eu am avut ocazia să zbor cu George Rotaru și mi-a zis, acum o să ne dăm peste cap. Și zic, ok, norocul meu a fost că nu mâncasem nimic în ziua aia, jur că ăsta a fost norocul meu. Da, deci cam la toate evoluțiile acrobatice există o forță de accelerație pozitivă sau negativă în funcție dacă tragi sau împingi de manșă. Aceste forțe pot ajunge până la, în cazul nostru, noi zburăm 3 avioane IAC-52 de fabricație românească, care au limitare la plus 7, de 7 ori accelerația gravitațională pe plus și minus 5. Asta înseamnă că la plus 7, practic fiecare greutate a corpului, fiecare organ își mărește greutatea de 7 ori. Așa, ca idee, într-un looping, dacă ai mâna stângă pe maneta de gaze, e foarte greu să ții mâna de pe maneta de gaze. Adică aproape imposibil. Wow! Ce presupune acest control? Sau cum se ajunge la acest control? Antrenament și, bineînțeles, în spate și sport. Trebuie să faci sport. Deci de nu poți să stai în fotoliu. Care este pregătirea fizică pe care trebuie să o aibă un acrobat? Trebuie să ai o pregătire fizică de sportiv mediu, să spun. Nu trebuie să fii acum un super acrobat la sol sau, da, dar trebuie într-adevăr să faci sport zilnic, săptămânal, diverse sporturi care să te ajute să te menții. Altfel n-ai nicio șansă să performezi așa cum ne dorim noi să performăm. Care este, Dan, sportul tău preferat în afară de acrobație? Probabil tenisul.
am practicat 12-13 ani, nu la nivel de performanță, de plăcere. Probabil de că acesta este. Da. Când zburați în formație, cum se întâmplă acest lucru? Prima și prima dată se începe, bănuiesc, cu două avioane. Voi, în formație, de câți zburați în general? O să vă spun eu că astăzi lipsește liderul Ioan Postolache Lache. Practic tot ceea ce face Lache, care stă în față, trebuie să faceți voi. Da, îl urmăm. Facem antrenamente de câte două avioane și de câte trei avioane. În trei e destul de costisitor. Din acest motiv, tot ce trebuie să șlefuim, șlefuim în formație de două, după care finalizăm în formația de trei. Și câteodată în formația de patru, atunci când avem ocazia să zburăm cu Iurghi Scairis, multiplu campion mondial. El stă al patrulea în coadă. Cât de greu e să faceți acele întoarceri în tandem? Mie mi se pare spectaculos când le văd pe cer, dar niciodată n-am avut ocazia să întreb pe cineva cum se simte efectiv în aer. De acolo, din... Gândiți-vă că noi zburăm în general cu 350-400 km pe oră, iar avioanele sunt cam la 2 metri depărtare unul de altul. Oh, wow. N-are rost să vă spun mai mult. cred că deja, da, am înțeles. Mai mică decât ne imaginăm noi. Și cred că ne-a făcut și mult mai curioși pentru data de 11 mai, începând cu, dacă nu mă șel, ora 10 și jumătate. Da, Dan știe mai bine, el s-a ocupat direct ce se întâmplă exact pe 11. Toți colegii ne-am ocupat, dar am chemat publicul de la ora 10:30 și vor putea viziona întreaga pregătire a zborului. Ne-am gândit că de obicei la un display, la un show, vezi doar rezultatul final. Însă trebuie scoase avioanele, trebuie pregătite, trebuie pus ulei, trebuie pus gaz. Noi mereu ne antrenăm la sol. Tot ce facem în aer, facem un mic dans la sol, cred că este un lucru interesant de vizionat pentru cine a văzut doar partea finală. Și sunt sigur că va fi un show fantastic și vă urăm multă baftă și vă mulțumim pentru invitație și vă așteptăm să reveniți să mai povestim. Vă mulțumim și vă așteptăm. Mulțumim de invitație, mulțumim mult. Noi, dragilor, mergem puțin în zona teatrului de revistă și vorbim despre un spectacol tribut dedicat lui Aurelian Andreescu, despre care ne va spune mai multe Alin Gheorghișan. Bună dimineața! Bună dimineața, Alin! Bine v-am găsit, dragilor, și mulțumesc mult de tot de invitație! Și noi îți mulțumim! Cred că e un spectacol pe care foarte multă lume îl așteaptă. Aurelian Andreescu este un super artist. Și tocmai de-aia, foarte multă lume este fan Aurelian Andreescu. Mulți poate ascultă piesele și fără să știe că sunt de Aurelian Posibil. Andreescu. Exact! Exact, ăsta a fost și unul dintre motivele care au demarat așa cumva proiectul ăsta. Dorința de a afla mai multe despre el, pentru că din generația asta noastră tânără, mă bag și eu pe la sfârșit, așa, sunt foarte mulți care ascultă, dar nu știu cine a fost de fapt, ce s-a întâmplat cu el, ce a reprezentat viața lui și cumva... Cam de aici a pornit. Noi am avut mulți ani de zile și festivalul Aurelian Andreescu, dar care devenise în ultima perioadă doar un concurs de muzică. Nu mai era despre Aurelian Andreescu. Se cânta foarte puțin din repertoriul lui. Eu să fac doar o mică paranteză. Dacă vă sună cunoscute versurile "În grădina casei mele e copacul", ei bine, este vorba de copacul acelei generații Aurelian Andreescu. Exact. Da, Andreescu, copacul de la revistă. Exact. Asta este titlul spectacolului. Am avut premiera pe 6 iunie. Nu, am avut premiera pe 6 mai. Pe 18 iunie avem următorul spectacol, care e aproape sold out, aproape, nu știu dacă mai găsiți, dar găsiți sigur pe 1 iunie. Ce frumos! Cum v-ați organizat în jurul acestei personalități? Măi, a venit cumva așa, simțea nevoia. El a fost actor, artist al Teatrului Constantin Tănase, a și jucat acolo, trebuie să joci, să dansezi. A fost și actor și artist al Teatrului Constantin Tănase. Și asta am spus, adică publicul nostru cere și mai mult publicul tânăr cere să reasculte cumva melodiile care au marcat cariera sa, dar spectacolul este foarte mult despre ceea ce era în spatele scenei. Este un rollercoaster emoțional. Este un spectacol tulburător care te trece prin foarte multe stări. M-au copleșit reacțiile publicului și mai ales al celor care l-au cunoscut
M-a copleșit reacția Mirabelei, Tavi Ursulescu, cei care au fost în sală. Faptul că am avut parte de reacțiile astea îmi spune că trebuie să mergem înainte cu un spectacol absolut fabulos, care merită văzut. Cum crezi tu și cum simți în urma spectacolului pe care l-ați făcut la Constantin Tănase că era Aurelian Andreescu în perioada lui, chiar în culisele teatrului de revistă? Să știi că m-am documentat foarte tare, sunt foarte puține informații din viața lui privată, dar avem încă colegi, cabiniere, din regia tehnică, Luca Petrișor, care l-a cunoscut, fabulos. Au fost apropiați. Deci, cumva spectacolul de asta este interesant, pentru că eu aduc pe scenă întâmplări din viața lui din spatele scenei. Și am avut acces la această informație. Ceea ce mi-a dat cumva curajul au fost Vasile cu Valentina. Ei, managerul teatrului, mm-hmm. și Valentina, fătul care e directorul artistic, a spus, băi, trebuie, acum e momentul pentru un spectacol Aurelian Andreescu. Și cumva venea inertic la mine că oricine ar fi venit să pună spectacol, m-ar fi ales pe mine, logic, să-l fac pe Andreescu, având resemble-ul cât de cât, adică asemănarea. Mm-hmm. Da, exact, asemănați exact. Foarte, foarte mult. Și atunci ei au spus, dar de ce nu faci tu? Să-l pui în scenă cap-coadă. Da. A fost o nebunie. Am văzut acolo și o scenă cu un copil și o bunică, deci bănesc că mergeți în profunzimea vieții lui. Sunt părți din ce rememorează el în momentele cheie, de exemplu, al cutremurului din 1977, când retrăiește unele momente alături de bunica lui, care sunt redate artistic, foarte artistic, dar extrem de cu mare acuratețe, raportate realității care erau atunci, care erau foarte diferite față de la noi, pentru că publicul tânăr foarte greu înțelege că el n-avea voie cu perciuni, cu părul lung și cu pantalonii nu știu cum. Și într-un final, după ce Bocăneț a murit, pentru că Bocăneț l-a susținut foarte mult, el a fost într-un final interzis la televiziunea română din cauza faptului că s-a opus aceste idei de a-și tunde părul. M-a și amuzat Ilie Năstase când a povestit de fapt că atunci când a mers oficial să se cunoască cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut părul prins în agrafe. Deci era o realitate care pentru publicul nostru tânăr e un pic... Inimaginabilă. Exact, este dar băgându-te în toată această vâltoare a spectacolului, ajungi unde trebuie. Cred că am ajuns unde trebuie. Ce te-a impresionat cel mai mult la această personalitate? Din ce ai auzit despre el? Cum l-ai descrie într-un cuvânt pe Aurelian Andreescu? Din tot ce ai cules despre el? Copacul, eu. Copacul a fost o melodie care a venit la momentul potrivit. Foarte multă lume în ziua de astăzi se regăsește în acea melodie. El a tratat-o cu foarte multă seriozitate, a povestit de multe ori Jolt Chereștei cum a primit melodia, dar el a fost un tip extrem de pozitiv, extrem de glumeț, dar care era în care creștea tot timpul o furtună pe care el o domolea doar prin micile sale slăbiciuni care sunt redate în spectacol. Ce frumos! Așteptăm să-l descoperim așa cum l-ai descoperit și tu și vrei să-l aduci în fața publicului și îți mulțumim pentru invitație, iată, pe 1 și pe 18. Eu vă mulțumesc! Pe 18 mai avem următorul spectacol, dar 1 iunie încă mai sunt bilete. Mulțumim tare mult pentru invitație! Eu vă mulțumesc! Mergem puțin și în lumea animaluțelor și vorbim și despre alergiile lor, dar e miercuri, așa normal. Că ne revedem cu medicul veterinar Alexandru Muldea. Și cu Paciu. Normal, haideți. Paciu! Nu mai putem. Ce faci, dezorientat? Deci noi am vorbit cu invitații mai devreme, cu Dan și cu Dan, care au venit cu acrobațiile și cu evenimentul de la aerodromul Bănești. Și am zis, a venit un cățeluș, un chihuahua, a îmbrăcat frumos. Cred că era dezbrăcat. Am hăinuță, dacă vreți, avem... Ia uite, ce e, prea cald afară, Alexandru? Ce anume? Cât durează până intrăm? Suntem cu Paciu în direct. Puteai tu, ești live, ia uite. Și asta spuneam invitații noștri și a rămas așa un pic surprins să zic, opa, are cămășuța lui, dar n-am apucat să o punem. Da, aha. Uite, facem așa. Facem chiar demonstrația. Uite, chiar vreau să te întreb, cum stă Paciu la îmbrăcat?
Că mie mi se pare greu. Eu când îl îmbrăcam pe Pato, cățelul meu... un cașcaval repede, pentru că avem mereu asupra noastră. La început, când sunt mici și nu sunt obișnuiți cu hăinuțe, într-adevăr, este mai dificil. Trebuie să faci totul cu răbdare și cu recompense, ce recomandăm întotdeauna. După care ei se obișnuiesc cu senzația de a avea hăinuțe pe ei și cu modul de a-l îmbrăca. Ce dulce este! Se-a spus cineva vreodată, Alexandru, de ce nu-i ții botnița să-l paciu? Încă nu, dar știi că ciuaua, majoritatea nu sunt cei mai prietenoși căței, pentru că în general sunt răsfățați și nu se investește foarte mult în educația lor. Uite, după haină, paciu pleacă la mare, paciu pleacă în Hawaii. Asta și-a cumpărat-o din Spania. Ce frumos! Și-a cumpărat-o din banii lui. Din banii lui făcuți de el. Din banii lui de la bunica. Paciu are pușculiță. Sunt curioasă. Ei bine, totuși, mai ales că suntem în această perioadă, ne mai confruntăm cu o problemă când vine vorba de animale, de căței, de pisici, și anume alergii, ambrozie. Exact. Ceva care ne confruntăm și mulți dintre asta noi. Uite și el strănută de câteva zile. Deci e alergic la ceva din aer. Da, ceva din aer, praf, acarien cel mai probabil, care se înmulțesc în perioada asta semicaldă și cu mai multă umezeală. Pe lângă asta, ușor începe și sezonul de ambrozie. Asta o simt și pe pielea mea, că mă mănâncă nasul și strănut. Dar și ei sunt destul de afectați. Avem un număr destul de mare de pacienți care primăvara și spre sfârșitul verii vin cu semne de alergie, fie că este cutanată, fie că sunt semne pe piele, fie strănut, conjunctivite sau chiar tuse în sezonul ăsta. Și e ceva la care trebuie să fim atenți, trebuie să știm când sunt perioadele de alergie ale cățelului nostru, dacă are o alergie sezonieră, și să intervenim în momentul respectiv, înainte ca alergia să devină foarte puternică sau problemele pe care le declanșează să devină foarte puternice. Există predispoziții ale anumitor rase pentru alergii? Nu există predispoziții. Francez. Cu nasul cu ăla turtit. Există în schimb particularități de rasă la alergii. De exemplu, un strănut sau o tuse la el nu este o tragedie. La un bulldog francez sau la o rasă foarte brahicefalică, o reacție alergică la nivelul căilor respiratorii le poate complica viața foarte mult. Pentru că și așa se chinuie să respire, în momentul în care asociezi la problemele lor normale de respirație o astfel de reacție inflamatorie, pot ajunge la a avea dificultăți foarte, foarte mari în a respira și să devină o urgență medicală dintr-o banală alergie. Există și pentru ei tratamente, cum din luăm fericire, de altfel, da. Și noi? Din fericire, da. Există de la tratamente de moment, pe care le putem da pentru un efect imediat, până la tratamente pe care le putem face preventiv, sau terapie alergen specifică, se numește imunoterapie alergen specifică. Practic, se pot face teste prin care să vedem la ce este sensibil din mediul cățelului respectiv. Și în urma acestor teste să preparăm un ser special care se administrează constant pe o perioadă de minim un an de zile pentru a rezolva această alergie. Cum verifici la ce e alergic un cățeluș nou? Oamenilor ne pun pe piele tot felul de picături. Cam la fel se fac și ei, nu prin picături, ci se injectează sub piele cantități foarte mici din diverse alergeni. Uh-huh. Și în funcție de cum răspund la această injecție, cum răspunde pielea la această injecție, ne putem da seama dacă este ceva, dacă este sensibil la substanța respectivă sau nu. Sau de ceva ani de zile există teste de sânge care sunt la fel de relevante. Luăm un pic de sânge, îl trimitem la un laborator și ne spun, pot testa la câteva mii de alergeni și să ne spună la ce sunt sensibili. E mai ok să facem acest test din sânge? E mai puțin invaziv pentru cățel? Mai puțin sunt, stresant? Sau? În momentul de față sunt egale ca răspuns, ca acuratețe. Exact, exact. Deci oricare dintre ele, fiecare medic în funcție de metoda cu care este familiarizat sau de preferințele lui. Paciu, ai băut după Narcios? Ai început să dormi? Ai început să fie cam obosit, cam extenuat. Agitată. Cum depistăm alergiile din timp?
din timp prin observație. De obicei, oamenii care, mămicii, tăticii de căței, vin și ne spun de în fiecare an, primăvara sau în sezonul cald, se scarpină mai mult, încep să-i curgă ochii, îmi strănută mai mult decât de obicei. Și atunci, povestind, luând un istoric foarte bun al pacientului, poți să-ți dai seama cam care sunt perioadele lui de alergie. Sau dacă nu reușim, de obicei învățăm aparținătorii să fie un pic mai atenți la perioadele respective. Aducem, dacă are probleme în momentul în care îl consultăm noi prima dată, încercăm pe cât posibil să-l aducem cât mai repede la normal și apoi lăsăm un an să treacă peste pacient, astfel încât să vedem dacă sunt ciclice, sunt sezoniere sau este ceva ce se întâmplă tot timpul anului. Sunt mai multe alergii la căței sau la pisici? Există așa o comparație între ei? Cine are mai mare sensibilitate? Sau pisicile nefiind expuse, nu prea de mult, cel puțin, exact. Da. E o incidență mai mare la câine a alergiilor, cel puțin în momentul ăsta. La pisici, de exemplu, sunt mai frecvente cele la purici. Chiar dacă trăiesc în casă, sunt ceva mai frecvente decât la câine, pentru că la câini deja oamenii s-au obișnuit să-i deparaziteze constant. Nu prea mai avem o problemă cu asta decât în cazuri rare. La pisici, omul se gândește, stă în casă. Ce șanse sunt să urce mai un purice până la etajul 6? Mai stau o lună până să-l duc. Da, exact. Și de cele mai multe ori nu sunt deparazitate și trebuie să ținem cont de faptul că 70% din reacțiile alergice și la câine și la pisică sunt date de purici. E cea mai frecventă alergie. Nu trebuie să fie animăluțul nostru plin de purici, e suficient unul cât să decanșeze o reacție din asta alergică care se întindă pe o perioadă lungă de timp. Nu vorbim de câteva zile, putem vorbi de luni de zile de la o mușcătură de purice. Foarte pe scurt, pe final, care e diferența între alergie și șoc anafilactic? Este tot un fel de reacție alergică, diferă mecanismul prin care acționează, prin care își produce efectul acea alergie. O alergie simplă, cum este cea la polen, te va face să te scarpini, strănuți, îți curg ochii, dar nu prea ajungi la urgențe cu ea decât dacă aștepți foarte mult. Un șoc anafilactic este un răspuns foarte exagerat la un stimul care poate fi infim, de exemplu o mușcătură de purice sau o substanță cu care a luat contact. Și de cele mai multe ori vedem și umflături pe piele. La căței și la pisici de obicei vedem că se umflă în zona bot, în jurul botului și în jurul ochilor. Astea sunt primele semne pe care le vedem. Pentru un câine normal trebuie să ajungem cu el destul de repede la veterinar. Pentru un câine brahicefalic, ce spuneai tu, buldoși francez, pugi, e o urgență. Trebuie să ajungi instant la medicul veterinar pentru că poate ajunge să nu mai poată respira. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult, Alexandru. Văd că discuția asta l-a cam adormit pe Paciu. Dar toate aceste informații. Dar în schimb, eu sper că pe dumneavoastră v-a trezit acest matinal, v-au trezit aceste 3 ore petrecute împreună, pentru că ne mai revedem avea mâine. Mâine dimineață de la 8, așa că rămâneți alături de noi pe Metropola TV și alături de noi mâine dimineață. Pupici!